Sergiu Niculescu. Da, mie mi se pare că în ultima vreme atât presa cât și lumea politică a fost șocată de două procese. Primul a fost reabilitarea lui Pacepa, sunteți unul din autori, și al doilea, condamnarea globală, deci a Ministerului Apărării Naționale, Victor Stănculescu și Mihai Chițac. Și aici mie mi se pare lucrul absurd, ca unul care am cercetat aceste evenimente timp de 9 ani de zile. Și anume, cum este posibil ca Ministerul Apărării să fie judecat într-un același proces și condamnat la despăgubiri pe care urmează să le dea împreună cu Chițac și Victor Stănculescu? Și în același timp, este foarte ciudat cum atât Chițac cât și Victor Stănculescu, condamnați fiind la același număr de ani. Deci această condamnare globală mă duce, logic, și aici avem un eminent jurist, cum este posibil... Cum? Ce spuneți? A făcut deja o greșeală, domnule Nicolae. Da, tocmai. Dumneavoastră o să mă corectați, nu lăsați-mă să termin ideea. Iertați-mă. Deci, această condamnare pentru evenimente de la Timișoara până în 22 decembrie, care se referă la Ministerul Apărării, Chițac și Stănculescu, înseamnă că Ministerul de Interne, Partidul, CEPEX-ul și toți ceilalți sunt nevinovați? Dacă ăștia sunt vinovați și ăștia plătesc despăgubirile? Da, dacă... Deci, aceasta este o primă întrebare pe care vreau să vă pun, domnule Cerveni. A doua întrebare. Există un precedent creat la Nürnberg, da? În precedentul acesta de la Nürnberg, un precedent pentru justiția mondială, au fost trei puncte importante. Primul a fost crima, răspunderea și pedeapsa colectivă. Al doilea era supunerea față de ordinul primit de la un grad superior. Și cel de-al treilea era responsabilitatea pe care au avut-o ideologii mișcării fasciste, condamnați la moarte, chiar dacă n-au luat parte la crimele respective. Deci, mergând pe această idee, domnule Cerveni, cine ordona în România, cine gândea în România, cine controla și cine avea puterea în România? Partidul. Deci, în această situație, eu cred că primii vinovați ar trebui să fie Nicolae Ceaușescu, cei care au condus între 18 și 20 România, deci dezastru de la Timișoara, Elena Ceaușescu, Bobu și Manea Mănescu, în continuare, în ordine, începând cu ministrul Milea, ministrul Apărării Naționale, Postelnicu, generalii toți, până la soldatul care a executat foc. Deci sunt toți vinovați în această situație, dacă se judecă pe acest principiu. Dacă se judecă separat, atunci vă întreb, cum este posibil să pune pe Chițac cu Stănculescu împreună? Când se știe foarte clar, timișorenii sunt aici și pot să confirme, că generalul Chițac, în fața catedralei, a purtat armă în mână, a dat ordine directe soldaților, ceea ce depășea cu mult funcția pe care o avea acolo. Deci amestecul lui Chițac este un amestec direct. În același timp, în timpul Revoluției, el nu a avut niciun rol care să compenseze, să zicem așa, excesul de zel pe care l-a avut până în 22. Victor Stănculescu a derobat, ca să folosesc un cuvânt folosit chiar de el însuși, a derobat o serie de ordine primite, mergând până acolo încât în ziua de 22 s-a pus piciorul în ghips, s-a refuzat să fie ministrul Apărării Naționale și a ajuns la Ministerul Apărării Naționale, unde a dat
a dat la ora 13.30 ordinul telefonic numărul 39, primul document oficial prin care armata nu mai ascultă de partid, nu mai ascultă de Ceaușescu și de conducerea țării. Deci, domnule Cerveni, se internează în spital la Timișoara, nu, înainte să vină la București. Înainte, pe ziua de între 20 și 21, pe 21 la Timișoara trebuia să se citească clădirea județeană. Acolo trebuia să se citească ordinul dat de Ceaușescu de stare de necesitate. El s-a internat zicând că a fost bolnav și a stat până la ora 13.30 în spital, iar locul lui l-a luat generalul Chițac, care a citit documentul respectiv. Așa e, domnule. Vă cer, domnule Cerveni, să intervin eu pentru a putea răspunde unui tablou mai puțin mai complet. Da, și. Cred că trebuie să pornim de la ideea că au existat două momente ale acelor evenimente, un moment al revoluției și un moment al loviturii de stat. Că pentru ambele momente sunt oameni care trebuie să răspundă în fața legii, pentru că în ambele momente s-au comis crime. Când e revoluția și când e lovitura de stat? Nu, dar cred, să precizează. În ceea ce privește condamnarea generalilor Chițac și Stănculescu, nu se pune problema unei condamnări globale, că nu armata a fost anatemizată prin aceste condamnări, nici nu-i văd confundându-se pe acești doi generali, ei sunt și atipici ca general cu armata română. Stănculescu a fost un negustor de arme, făcut negustorie și trafic de arme, iar Chițac a făcut carieră ca inginer chimist în armată și sub oblăduirea Elenei Ceaușescu. Ei nu sunt adevărați generali ai armatei române, niciunul din ei nu se pot confunda nici cu Munții Carpați, nici cu armata română. Deci nu cred că a fost armata română condamnat. Pe cum? N-aș citit condamnarea. Cred că ambii generali mai trebuiesc judecați și condamnați pentru alte infracțiuni deosebit de grave. Chițac pentru faptul că a ordonat să se dea foc la autobuz, la un autobuz în piața Universității, provocând astfel tot măcelul care a urmat, iar Stănculescu pentru că a supervizat în calitate de ministru al apărării infernul de la Măgurele, practic torturarea unor tineri din piața Universității. Și pentru altă. Dar nu erau sub arestul armatei. Imediat. Era un arestul armatei. Iar pentru cel de-al doilea moment al evenimentelor din decembrie, preluarea puterii printr-o lovitură de stat de către grupul Iliescu, din care ați făcut și dumneavoastră parte, domnule Voican Voiculescu, cred că trebuie pus sub acuzație Ion Iliescu pentru vina de a fi împărțit arme, pentru ca manifestanții să se apere de niște teroriști care încă nu trăseseră și care încă nu apăruseră. Și astfel au murit peste 1000 de oameni din vina lui Ion Iliescu. Manifestanții au intrat singuri în posesia armelor, fără să le fi împărțit nimeni.